Caravana cu medici de la Crucea Roșie a ajuns astăzi la Breznița. Zeci de localnici au venit dis de dimineață pentru consultațiile gratuite. Cei mai mulți dintre ei sunt pensionari și au fost interesați de investigațiile cardiologice și oftalmologice. Încă de la primele orele dimineții, zeci de persoane au venit la școala gimnazială din Breznița de Ocol pentru consultații gratuite oferite de medicii de la Crucea Roșie. Ne controlăm și noi ca toată lumea, să vedem dacă suntem sănătoși sau avem probleme. V-ați mai făcut până acum astfel de consultații? A trecut mult timp de când n-ați mai făcut? Nu prea am fost să fac control la stomac. Odată la ochi aici am mai venit de acum 2 ani sau 3 ani tot aici în școală. Ce probleme aveți? Cam a trece apa așa des. Și eu am probleme mai multe, dar nu m-am interesat. Aici, la dumneavoastră, în comună, s-au mai făcut astfel de acțiuni? De mult, de ochi. Nu știu cât ani de atunci de ochi. Vă bucurați că aveți ocazia să vă e aproape, cum să ne bucurăm. Pacienții au fost consultați de medici voluntari din București și din județul nostru. Aceștia au oferit consultații cardiologice, pediatrice, oftalmologice și pentru diabet. Pe lângă că sunt medic pediatru, sunt și voluntar la Crucea Roșie de peste 12 ani, iar când am auzit de acest proiect, Caravana de Bine, care își dorește să facă consultații în medii mai puțin accesibile medicinei, să zic așa, am zis un mare da, pentru că odată mă pasionează ceea ce fac, dar și activitatea mea de voluntar la Crucea Roșie. Ne-am gândit să organizăm această caravană care vine în sprijinul locuitorilor. Este foarte importantă deoarece în ultima perioadă au fost probleme atât din punct de vedere epidemiologic, cât și motivul deplasării persoanelor spre alte instituții pentru efectuarea de consultații. Caravana își dorește să conștientizeze populația asupra problemelor de sănătate și asupra nevoii de a merge la medic și la medic specialist, dar în același timp venim și în întâmpinarea celor care nu își permit să meargă la un medic specialist și aducându-le medicul specialist aproape de ei, putem preveni anumite boli mult mai grave. În comuna Breznița de Ocol locuiesc peste 3.000 de suflete. Autoritățile de aici spun că astfel de inițiative sunt necesare, mai ales pentru pensionari, deoarece mulți nu-și permit investigații amănunțite. Se desfășoară un proiect al Crucii Roșii, un program național, printre care vreau să-i mulțumesc domnului director Coardă, cât și domnului director Dârpeș pentru sprijinul acordat și sper să vină cât mai mulți cetățeni. Analizele constau în EKG, în glicemie, cât și optometrie. Crucea Roșie Română, în parteneriat cu Federația Internațională a Crucii Roșii, derulează acest proiect Caravana de Bine în România. Ne regăsim printre cele 16 județe unde vine caravana împreună cu medicii specialiști, avem pentru 6 specialități. Nu s-au spus, vi le spun eu să se știe că va sta și azi și mâine caravana aici, de la ora 10 la ora 18. Partenerii în această campanie au fost cei de la SMURD, Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi Mehedinți și Direcția de Sănătate Publică.